Termoizolarea poate reduce costurile de întreținere a instituțiilor de învățământ cu cel puțin 20%. De aceasta s-au convins administrațiile școlilor și grădinițelor care au aplicat măsuri de eficiență energetică. De 4 ani de când clădirea grădiniței Lăstăraș din satul Drăgușeni, raionul Strășeni, a fost reparată și termoizolată, instituția înregistrează economii la căldură atât de importante în contextul crizei energetice actuale. Odată cu implementarea proiectului de termoizolare, copiii din Drăgușeni nu mai trebuie să stea îmbodoliți la grădiniță. Nini, poate să mă rog cu prietenii, în grădiniță e cald. Ce îți mai place la grădiniță? Să dorm. Eu am 5 ani, eu mă joc toți copii. Cum e grădinița ta? Bine, frumoasă. Este un spațiu mare, este lumină, este căldură, este inventar nou. E pur și simplu minunat. Am lucrat în grădinița veche. Condițiile au fost față de aici foarte. Căram apă de la fântână, lemne de acasă, cu sun, ca să știi omul meu și azi chiar mai face. Ciocălăi, ce avem? Imbălem sărașii, doar ei îmbrăcați. Pentru renovarea grădiniței Lăstăraș din bugetul de stat a fost alocată suma de 3,5 milioane de lei. Clădirea nu era termoizolată. În timpul iernii era mai mare consumul de gaze, pentru că și acolo ne încălzeam pe bază de gaze naturale. Nu erau aceste condiții pentru copii. Aveam doar un cabinet sanitar unde copiii mergeau acolo. Aici avem fiecare grupă și are cabinetul său sanitar. Grădinița aceea, pe gaz, cheltuia 7.000 de lei, acea mică. Asta a ajuns cheltui 5.000 de lei, care e de două ori și ceva, acolo 560 de metri pătrați, și acea veche avea 211. Și noi achitam 6.000 până la 7.000 pe lună gazul. Și asta tot datorită faptului că a fost termoizolat? Termoizolat, geamurile, podul a fost termoizolat, sistemul de încălzire a fost schimbat să lucreze mai eficient. Grădinița din satul Drăgușeni este frecventată de peste 50 de copii.